Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Știu că nu fac multe episoade, știu că mă vedeți rar, dar aia e. Mai răruț, mai răruț, că e mai drăguț sau cum era. Astăzi facem Iconul. Mai am un SBC din Icon de făcut, unul de 86. Am făcut 80 plus, am făcut Marky, am făcut Team of the Week, am făcut două dintre ele, am luat deja premiile de la Division Rivals de dimineață de pe Companion, n-am prins mare lucru, am prins un Inform și un Lewandowski, care bineînțeles au fost folderi pentru Icon. Și începem ușor, ușor cu pachetele, bineînțeles nimic aici, Eliasson și alte căcățele. Avem un Small Gold Player Spec, nu este walkout, este peste 80, este fix 80, bun, 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 și gustos și ieftin. Un Rad Player Spec, mergem totuși pe Electrum Player Spec, din nou peste 80, nu este walkout, este un Tadic, dacă nu greșesc, nu, Costic, ok, decent, decent. Și este și tradable. O să folosim un pic de bănuți pentru Icon, așa presimt că nu o să reușesc să fac sau nu o să reușesc să prind ceva de 86 în aceste pachetele. Prime Electrum Player Spec, nici aici nu e o caut, netizează așa, netizează, bravo, netizuie cu cât în din ăsta, nu știm dacă vine, dacă nu vine. Mai avem aici 80 plus, Team of the Week, small, dăm cu un rar mixed player spec, n-avem nici aici, nu avem walkout, ok. Muchiele, superb, superb, nu mă mai duc ochii până acolo și un Kimpembe pe spate. Uite să mai scăpăm din transfer listul ăla, că începe să se umple și nu îmi place. Din nou, walkout, ok, avem walkout, striker, Lewandowski. Ok, de două ori într-o zi, Lewandowski, I guess că e bine, intră senzație pe SBC-urile Icon și cred că este și, da, este tradable. Cât mai costă un Lewandowski în ziua de astăzi? 19.000, nu e așa de scump. Hai să dăm cu 80 plusul ăsta, 80 ori 5. Nu avem walkout aici, era un CB în spate, Orban și nimic, nimic mai departe. Îi trecem în Duplicate Storage. Rare player spec, sincer, ar trebui să fie walkout aici. Nu, bineînțeles că nu este. De ce să fie? Avem un 85, ok, și asta este folder pentru Icon și cu Orban. Și să vedem la acest Team of the Week. Nu pot să cred că nu este walkout, este 81 stage. Ador să-mi pice 80 și 81 la asta. Cred că avem, da, uite aici avem acest preview. Nimic. Bun. Bun și ieftin. Și aici nimic. Ba, noi am încercat, ne-am făcut datoria. După cum ziceam, mai avem acest 86 de făcut. Intră Claros și din Startos Lewandowski. Cred că pot băga și pe Aitana, doar că, da, într-adevăr, Aitana costă. Adică, în momentul de față, mi-ar și părea rău să o bag pe Aitana. E 240.000. Acum nu știu dacă se face transfer de coins prin ea, dar nu cred. Eu văd că e la vreun 260.000, văd aici 68.000, că s-a, este pe un bid now, 26.000, nu știu, pare să fie scump Aitana, sincer nu m-am uitat pe aplicație, sunt curios acum dacă tot suntem pe ea. Da, e 250.000 Aitana. Nu. E că ar fi un pic așa dovadă de nesimțire din partea mea să o bag pe Aitana. Suntem într-un 84 și trebuie să ducem în 86. Hai să facem aici o simulare. Da, dacă o bag pe Aitana, nici măcar cu Aitana nu mă duc în 86. Deci cred că îmi trebuie vreo 3 de 87. Hai să vedem.
Dacă zic bine, nu, 2 de 87 și 1,88, nu, 3 de 87 și 1,88, da, sau 1,85, nu. Ok, hai să vedem. La Concept Players, hai să ne ducem pe Gold. Eram la 80 și dacă băgăm 4 de 87, da, se poate. Ok, 3 de 87 și 1,86 avem nevoie. Pentru 86 mergem pe Calhanoglu, care pare să fie cel mai ieftin în momentul de față de pe piață la un 8.700. Bine, până la urmă cred că mergem pe Petri, cred că și crește, apropie și weekendul și cresc ușor, ușor, mai ales cu acest SBC-ul. Și aici la 87 se împute un pic trebuța, o avem pe Pajor, care ne este undeva la 13.000, ok, la 14.000, decent. Îl avem pe Bruno, care și el e la acest preț. Ah, am crezut că îl prind. Greu, greu. Încă funcționează boții. Încă funcționează boții. Autobuyerele, senzațional. Cum nimeni nu își bate capul cu această problemă. Am crezut că l-am luat, sincer am crezut că l-am luat. La 14.000 jumate. Bun, 14.000. Așa și Emiliano Martinez, care și el e undeva la 14.000 jumate. Să vedem dacă... Bun, 14.250. Hai că ne-am mișcat repede. Bun. Am făcut acest Base 87 Icon Upgrade. Hai să vedem ce reușim să prindem. Staling-ul ăsta, așa l-aș face, așa m-aș chinui un pic să-l fac, dar nu știu încă ce să zic. Îi dăm în small gold press pe ăsta. Bineînțeles că nimic. Icon. Hai să vedem. CDM-ul Gattuso. Și puteam să jur după cum l-am văzut. Bun, bun și ieftin. Bun și ieftin. Mersi, bă, mersi. Mă, nici nu știu acum. Cât de rău. E rău, bă, e rău. N-are shooting, n-are passing, n-are nimic. Parejo, Parejo stă mai bine. Parejo stă mai bine. Are physical. N-ai, mă, n-ai. Fodor de 40 de nisuri. Mai bine îl făceam pe Sterling. Jur că mai bine îl făceam pe Sterling. Sigur intră Sterling aici. Am dat-o și pe Pajor. Info, n-am cum să-l scot pe Parejo de aici. Adică are shooting, are passing. Na, are și ăsta de set piece are delivered exceptional, acest dead ball plus, n-are cum să iasă. Aia, Gattuso, acolo, pe ultimul loc, bine, nu chiar pe ultimul, că mie îmi place să-i aranjez după... Nu știu dacă le iau pe Sterling, că dacă îl fac pe acel Sterling, cât m-ar ajuta. Îmi scade unul, că îmi scade pe pe Rudiger, dar nu, îl bag pe ăsta, la nu se vede. Îl bag pe nenea asta care e din Premier League și merge. Apoi aici Sterling, bă, n-are niciun plus.
N-are niciun playstyle gold, ceea ce e în minus. Pe lâmă, pe de fapt pe LV n-are nimic, are dar la normal winger și mai departe. Aici 4 cu 3. Bă, are sprint. Îi dai un hunter, îi dai ceva pe shooting ca să bagi un finishing și e ok. Dar nu cred că e de făcut Sterling în ideea în care Werner are dead pad, adică e ok și mă mișcă. Adică mișcă, am 84 de meciuri cu el și 44 de goluri, 31 de asisturi. We good, na, kind of. E în bandă, nu mă deranjează atât de tare prezența lui, ca să zic așa. În rest, chiar nu știu. Dumfriesul ăsta nu arată rău. Dumfriesul ăsta ar putea să fie chiar stabil la noi. În locul lui... În locul lui Doku. Aș băga pe Dumfriesul în locul lui Doku. Avem mijloc, ori Aitana, ori Camavinga, avem un fundaș, avem bandă, avem Tchame, avem atacant. Deci cred că acest Dumfries ar intra bine aici și Doku cumva iese din echipă. 68 de meciuri, 10 goluri, 23 de asisturi cu Doku. Cam asta și videoclipul pe astăzi. Spuneți-mi voi ce ați prins în Icon. Dezamăgire, mare dezamăgire. Cum vi se pare această echipă? Toată echipa este Untradeable, toată echipa este din SBC-ul sau din ce am prins. Aici dacă îl scot, îl bag pe Doku, rămâne Doku cu doar cu o steluță că nu avem belgian. Iar dacă scot antrenorul, dacă bag aici antrenorul de fapt belgian, stați că m-am... Mie îmi place Doku titular. I-am jucat cu Doku titular și chiar mi-a plăcut. Așa și cum ziceam, dacă îl bag pe belgianul ăsta aici, își ia și Doku și streamează toată lumea în 33 cum trebuie. Eu mă uit aici pentru că aici am monitorul mai mare, aici am un pic mă chinui la laptop. Pot să le iau pe Marcus Llorente. Și pot să pun în locul lui Dumfries, cam este Marcus Llorente peste Dumfries și Marcus Llorente poate să joace și bandă, poate să joace și RB și CM și RM și... Nice, Marcus Llorente, nice, top. Și, na, Dumfries nu are loc în echipă. So, GG, acum pe bune. Mulțumesc că v-ați uitat și la acest videoclip. Spuneți-mi voi ce ați prins în Icon SBC. Cum vi se pare această echipă? Ce planuri aveți pentru acest EAFC 25? Și nu uitați să jucați FIFA, că până data viitoare... nu, nu, cum era? Jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!